coronavirus în zona în care se află. Această nouă versiune a hărții va fi disponibilă în 220 de țări. Discutăm despre acest subiect în continuare cu domnul Cristian Bolocan, este specialist în marketing online. Bună ziua! Bună ziua! Iată, vorbim despre această funcție Google Maps, să știm exact câte cazuri de COVID-19 sunt într-o anumită zonă geografică. Ce presupune o astfel de funcție? Ce se află în spatele unei astfel de funcții pentru ca noi să fim informați în timp real despre această situație epidemiologică? Opțiunea nouă oferită de Google Maps afișează gradul de risc dintr-o zonă, aceasta având ca și bază de raportare media infectărilor din ultimele 7 zile, raportat la 100.000 de oameni. De asemenea, i-au dezvoltat și o afișare specială bazată pe culori, fiecare culoare având o semnificație. Spre exemplu, culoarea gri înseamnă că există mai puțin de un caz. Culoarea galben înseamnă că există între 1 și 10 cazuri. Culoarea portocaliu 10-20 de cazuri. Culoarea portocaliu închis 20-30 de cazuri. Roșu 30-40 de cazuri. Și ultima culoare, reprezentând, să zicem, cea mai mare problemă ca și zonă, roșu închis 40 plus cazuri. E important de menționat că în pandemie, conform unui comunicat oficial, peste un miliard de oameni au folosit Google Maps pentru a afla informații esențiale despre rute și locații. Chiar înainte de această opțiune, cei de la Google mai lansaseră, tot prin Google Maps, mai lansaseră alte opțiuni mai degrabă, precum timpul de așteptare într-un business, într-o locație de business, orele cele mai aglomerate din acea locație, gradul de aglomerare în mijloacele de transport în comun, toate aceste funcționalități fiind dezvoltate pentru ca noi oamenii să fim în siguranță și să luăm niște decizii mai bune privind siguranța noastră. Și dacă ar fi să ne gândim la această funcție, de când va fi valabilă? De când vom putea intra pe Google Maps și vom putea vedea aceste informații? La ora discuției nu există momentan activată această opțiune. Cei de la Google, prin comunicatul pe care l-au dat, au zis că undeva în această săptămână va fi lansată oficial această opțiune. De principiu, ca să poți să ai acces la această opțiune, va trebui să-ți faci o actualizare atât pentru Android cât și pentru iOS. Și ulterior, ea va putea fi destul de ușor accesată, fiind destul de vizibilă în aplicație. Ne așteptăm probabil sâmbătă, astăzi, mâine sau poi mâine. Mulțumim foarte mult. Domnule Geantă, iată, această funcție a Google care ne va spune câte cazuri de COVID-19 sunt într-o anumită zonă geografică, cum se aplică această funcție în alte țări? Cum se face această monitorizare? Aș completa puțin, am spus mai devreme despre cât de important e ca momentul testării să se mute de cât mai aproape de perioada, să spunem, a contactării virusului, de perioada